Procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu ar putea fi demis. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul de evaluare al lui Stoianoglu. Astfel, activitatea sa în funcția de procuror general a primit calificativul nesatisfăcător, iar CSP a solicitat demiterea lui din funcție. Colegul meu, Radu Osipov, ne oferă mai multe detalii. Radu, bună ziua, te ascultăm. Bun găsit! Audierile au durat aproximativ 3 ore și până la urmă Consiliul Superior al Procurorilor a decis că Alexandru Stoianoglu trebuie eliberat din funcția de procuror general. Principalele critice care i s-au adus lui Stoianoglu au fost că nu a fost un manager potrivit, iar dosarele de interes public au fost examinate superficial. Pe de altă parte, procurorul general suspendat susține că toate neajunsurile sistemului procuraturii au fost puse în responsabilitatea sa, iar acele dosare de interes public sunt, de fapt, sute de dosare și a dat exemplul episodului frauda bancară. Pe de altă parte, calificativul nesatisfăcător a fost dat de Comisia de Evaluare săptămâna trecută, iar Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat această evaluare și a făcut solicitarea către președintele Republicii Moldova. Deși suspendat, procurorul general rămâne deocamdată Alexandru Stoianoglu. Decizia finală îi aparține Maiei Sandu, care urmează fie să accepte, fie nu solicitarea făcută de Consiliul Procurorilor. Atât de aici. Îți mulțumim pentru informații, Radu.